Dragii mei, ați tot văzut că vorbim despre cooperare, despre asociere. Păi nu e normal să fie așa. Știți cum spune proverbul, unde sunt mulți puterea crește și dușmanul nu sporește. Așa este, dragii mei. Să știți că în ultima perioadă ideea de unire a fost prea slăvită chiar și de ziariști și s-au hotărât să facă și ei acest pas. Ați auzit foarte bine, adică și-au făcut o asociație și nu doar o asociație mică, una mare, pentru că s-au unit, ca să zic așa, cu Asociația Generală Europeană și astfel, dragii mei, s-au gândit că toți cei din presa agricolă ar fi foarte bine cu această ocazie să facă în așa fel cât România să fie prin ochii ziariștilor străini din ce în ce în atenția noastră. Dragi prieteni, se vorbește mult despre asociere și nu pentru că ar fi o modă, ci pentru că este o necesitate. În felul acesta suntem mai puternici. Chiar și noi, ziariștii, ne-am asociat, trebuie să știți acest lucru. O am alături de mine pe Nicoleta Dragomir, președintele Asociației Presei Agricole din România, așa ne numim. De cât timp, Nicoleta? Din 2013, din iulie, când am avut primele alegeri, practic, pentru că, bineînțeles, că ne-am lovit de aceleași probleme ca și fermierii. A durat câteva luni, partea birocratică, până să ne constituim. Din fericire, răspunsul colegilor noștri a fost imediat, astfel că la primele alegeri eram deja 34 de membri și suntem 55 astăzi. Nu ne-am expus foarte mult, nu am făcut foarte multă vâlvă despre inițiativa noastră, însă astăzi o facem pentru că avem și motiv. Avem o inițiativă împreună, încercăm să aducem ziariști străini în România să ne cunoască și personal și sufletul și tot ceea ce e mai frumos în România. Te rog, vorbește-ne despre această inițiativă. Da, nu am făcut multă vâlvă pentru că este o asociație profesională unde noi suntem ca persoane fizice, ca profesioniști, ca ziariști în această structură. Sigur că le mulțumim angajatorilor noștri, practic instituțiilor media pentru care noi lucrăm zi de zi și așa ne și știu fermierii și cei care se uită și acum la noi, dar este o asociere profesională, ceea ce înseamnă că relația noastră pe linie de jurnalism agricol cu colegii din toată Uniunea Europeană este la fel de puternică. De aceea ne-am și înscris încă din 2013, ne-am afiliat practic prin asociație la Federația Europeană a Jurnaliștilor din Presa Agricolă, structura europeană care ne reprezintă interesele, prin care noi avem acces mult mai puternic la informație și prin care putem face un foarte mare bine României și îl vom și face anul acesta, pentru că, așa cum ai spus, organizăm și am pus toți umărul și sufletul la proiectul ăsta. Prima vizită este un study press trip, se numește, un schimb de experiență. Sunt deja 30, am zis inițial maxim 25, dar cererea este foarte, foarte mare. 30, s-ar putea chiar ceva mai mulți ziariști din toate statele afiliate ENAJ, structurii europene care ne reprezintă, și care vor scrie și vor vorbi despre România. Îi ducem, sperăm la superlativ. Sperăm. Dar de vedere că nu au ce să vorbească. Vorbesc acum pentru că sunt foarte mulți necunoștință de cauză. Le vom arăta ce înseamnă România pentru că ei habar nu au ce înseamnă România, pentru că informațiile pe care ei le primesc sau ceea ce citesc despre România, din păcate, nu reprezintă agricultura românească. Și asta vom face noi, practic. Îi vom duce, am ales noi împreună în asociație, să-i ducem în zona Deltei, Tulcea, Galați și lângă București, unde avem fermieri mari, pentru că este o zonă frumoasă, o zonă unde avem și extreme, avem și ferme foarte mici și gospodării, dar avem și ferme foarte mari, insula Marea Brăilei, de exemplu. Asta vreau să spun, să spicuim un pic din programul nostru, pentru că este foarte, foarte condensat așa, adică nu prea vor avea timp de relaxare, noi lăsăm cu timp liber. Vor ajunge în insula Marea Brăilei, dar vor merge și la fermieri mai mici, adică nu expunem doar partea minunată a României, ci și lucrurile mai puțin frumoase.
Da, practic vom suplini de tot ceea ce înseamnă agricultura românească în această regiune a țării. Îi ducem lângă București la ferma domnului dr. Pet, cu prietenul nostru al presarilor agricoli. O să fie savuros da, pentru ei. Da, va fi. Trebuie să și asigurăm o traducere, nu știu cum vom reuși, da, dar sperăm să surprindem spiritul domnului doctor. Da, da. Îi vom duce la Asociația Producătorilor de Porumb din România. Acolo avem un francez, da, care iubește România și care a dezvoltat un business aici și cred că este interesant pentru jurnaliștii străini să vadă asta. Apoi îi vom duce în Delta. Renumitul nostru și dragul nostru Ivan Pațaichi ne va fi anfitrion acolo. Pur și simplu s-a arătat încântat de ideea de a ne însoți prin Delta. Îi vom duce la olivade, îi vom duce la un producător de vinuri, îi vom duce la legumicultori, îi vom duce la crescători de taurine, îi ducem în insula mare a Brăilei, unde indiferent de unde sunt și dacă n-au auzit de România, au auzit de insula mare a Brăilei cu siguranță, fiind cea mai mare exploatație din Europa. Avem un program atât de vast încât sunt absolut uimiți, pentru că aceste study trip-uri practic se desfășoară pe maxim 2-3 zile în alte state. La noi și prelungit programul și premieră și 5 zile pline, deci 5 zile plus 2 pe care le-au alocate drumului. Sunt 5 zile absolut pline de evenimente. Vom arăta și tradițiile noastre, portul popular, degustări. Degustări și de vinuri. Degustări de produse tradiționale din zona Dobrogei. Avem ce arăta. Și ce să zic, să iasă totul bine, că la anul îi ducem în Moldova, unde din nou vor fi surprinși de ceea ce vor vedea. Este pentru prima oară când practic tot bordul enajului, deci toți, inclusiv președinta care este o nemțoaică, și toată structura conducerii, Consiliul Director al Federației Europene va veni în România. Este o premieră pentru că la aceste study trip-uri de obicei vin tineri jurnaliști care vor să scrie, pur și simplu. Acum se pare că va fi mult mai mult. Există interes foarte mare pentru România și noi, ca asociație și fiecare dintre noi, avem o misiune foarte importantă, pentru că noi le vom arăta ce înseamnă agricultura românească. Să spunem cine sunt acești ziariști, din ce țări vin ei? Avem confirmări deja, asta e o altă premieră, nici 2 zile de când s-a deschis oficial sesiunea de înscrieri, s-au ocupat toate locurile. Avem jurnaliști din Belgia, din Germania, din Italia, din Franța, din Spania, din Bosnia-Herțegovina, sigur voi uita pe cineva, din Serbia, din Bulgaria, din Ungaria. Deci am reușit să atingem Elveția, foarte multe țări. Da, Elveția. Sunt absolut nebuniți, deci primesc zilnic e-mail-uri, pentru că eu mă ocup de corespondența, în asociație de corespondența cu ei și abia așteaptă să vină. Și Anglia, cred că am zis, și Irlanda. Deci e incredibil ce interes mare și abia aștept, pentru că vreau să strângem după aceea toate materialele pe care ei ni le vor trimite, tot ceea ce publică, toate materialele video. Și vedem unde a ajuns România, în câte colțuri ale Europei. Da, cam peste tot. Să facem un dosărel frumos și să arătăm tuturor, începând cu politicieni și terminând cu, să zic, unii fermieri sau unele persoane mai circumspecte când vine vorba de presa de specialitate, să le arătăm ce am reușit noi să facem. Noi de noi, niște ziariști, da? O mână de oameni. O mână de oameni. Sper din suflet să fie un eveniment reușit și să ne auzim la finalul lui cu toate rezultatele astea. Sunt convinsă că va ieși bine. Programul este extraordinar de bine structurat și sper să reușim noi să ne organizăm și să fim niște gazde pe măsura invitaților noștri. Doamne ajută! Doamne ajută!